Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, prieteni! O situație oarecum neașteptată la Cluj-Napoca, unde Inspectoratul Școlar și Universitatea Babeș-Bolyai s-au alăturat unui așa numit proiect pilot, prin care ar urma să se ghicească în palmele a 100 de elevi pentru a le identifica, citez, abilitățile privind cariera viitoare. Procedura se face prin scanarea... E foarte serios, nu râde. Procedura se face prin scanarea palmelor elevilor cu ajutorul unui aparat minune inventat de un inginer, preot misionar, fost viceprimar la Năvodar și acum membru în Asociația Tracia Unită. Asociația Tracia Unită se descrie ca, și citesc de pe site-ul lor, citesc, întruchipând tărâmul străvechi care a dat naștere civilizațiilor lumii, școala zalmoxiană de spiritualitate și înțelepciunea tracică de recunoaștere mondială. În plus, citesc din nou, România este singura țară care deține toate cele 7 ceacre energetice și succesiunea Fibonacci. Asta știam și eu. Se mai precizează în această, mai precizează această asociație. Ce face totuși aparatul minune? Potrivit descrierii făcute de reprezentantul firmei care îl produce și care a fost la eveniment, citez, persoanele își pun palmele pe aparat, iar mai apoi sunt supuse la niște impulsuri electrice de voltaj foarte mic, prin care le este stimulat creierul. Creierul răspunde înapoi, moment în care scannerul intră pe modul de colectare date. Am încheiat citatul. Apoi, într-un mod neexplicat, s-ar identifica abilități vocaționale pentru tineri, adică li se ghicește viitorul de carieră, practic. Inspectoarea Școlară Generală de la Cluj, doamna Marinela Marc, care a participat la lansarea proiectului pilot, a testat ea însă și aparatul și după ce i-a fost stimulat creierul în acest fel, a putut declara următoarele într-un interviu pentru TVR Cluj, citez, pot să vă spun, spune doamna Marc, că din ceea ce mie mi-a dat aplicația, prima profesie care mi s-ar potrivi a fost cea de profesor. Ori eu de la grădiniță mi-am dorit să fiu cadru didactic. Am încheiat citatul. La acest eveniment cu totul deosebit a participat și decanul Facultății de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai, domnul Adrian Opre, care, potrivit publicației EduPedu, a reprezentat instituția parteneră în proiect. Domnul profesor a încurajat instrumentul și a declarat că, citez, e nevoie să avem tot mai multe instrumente care să ne ajute în acest proces de analiza profilului tânărului, de interpretarea datelor colectate și apoi de a elabora profilul ocupațional. Am încheiat citatul. Decanul Facultății de Psihologie de la Universitatea Babeș-Bolyai este la telefon. Bună dimineața, domnule profesor. Bună dimineața. Puteți să ne spuneți totuși pe scurt, cum s-a ajuns la asocierea dintre Universitatea Babeș-Bolyai și această invenție? Da. Deci, în primul rând, o remarcă foarte explicit formulată. Nu există niciun cadru formal, un parteneriat, agreement, acord semnat între noi, ISJ, Global Alliance și alte instituții în acest sens, în raport cu proiectul. Pentru că în spațiul acesta mediatic a apărut foarte frecvent că noi am semnat un parteneriat. A apărut chiar sintagma de parteneriat. Este un lucru foarte important. Doi, am ajuns acolo foarte firesc, pentru că noi avem foarte multe colaborări cu Institutul Școlar Județean din Cluj-Napoca, cu care avem proiecte de anvergură, secțiuni științifice, programe de formare a tascăridor, și chiar elementele de consiliere vocațională. Am ajuns acolo nu în calitate de decan al facultății, nu reprezentând facultatea, ci invitat să expun un punct de vedere, pe de o parte că, de adevăr, vin din facultate, pe de altă parte că fac parte dintr-o comisie a Colegiului Psihologilor de România, Comisia de Psihologie Educațională, Consiliere Școlară și Vocațională. Deci era firesc să fiți invitat la acest eveniment. Asta că răspund la prima întrebare de la voastră, este foarte firească, de altfel. Și poate să clarific că nu era vorba nici de cum și nu este vorba de un cadru formal semnat în acest sens de a fi parte a proiectului. Da, dumneavoastră, domnule profesor, știați ce urmează să se întâmple acolo? Adică știați că e vorba de prezentarea, aici, lansarea unui proiect pilot, da, cu aparatul ăsta? Da. Aici e partea a doua care, poate, și mine mai îngheată de cum. Și mai cu seamă, pentru că și nu neg ceea ce am spus și a fost preluat de către presă, am făcut anumite aprecieri, dar să fie lumea atentă ce am apreciat și ce n-am apreciat. Dar și am fost surprins de această prezență a companiei cu instrumentul. Ceva știam despre intenția de a veni cu un instrument alternativ de evaluare, dar eu am mers acolo să spun cum se face anume această evaluare vocațională, ce pași se respectă, ce instrumente standardizate se aplică în acest context și mai cu seamă pentru că tot inspectoratul tutelează
Centrul Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică, adică entitatea care lucrează la nivelul școlilor prin cadre școlare. Și era în intenția, cel puțin discutabilă, de a lăsa proiectul cu activitatea acestor centre, pe care, repet încă o dată, noi le tutelăm într-un fel, mai cu seamă prin Colegiul Psihologilor din România, din care fac parte și reprezint chiar Comisia de Specialitate în acest sens. Acum, chiar dacă eu am insistat foarte mult și să fie limpede acest aspect aici, că noi promovăm și susțin și acum doar strategii de evaluare și consiliere vocațională care folosesc instrumente standardizate și validate de populația românească, lucru foarte important, mai cu seamă că Colegiul Psihologilor are încă o comisie specializată care acest lucru face. Toate instrumentele folosite în varia contexte de evaluare psihologică și în particular vocațională trebuie să fie avizate de Comisia de Metodologie. Deci despre această metodă prezentată, da. Știți că ar avea vreo acreditare, no. Ar fi vreo avizare? Nu, no. No, și chiar e foarte bună întrebare dumneavoastră. De altfel, eu am sunat ieri pe de la colegii mei, la șeful Comisiei de Metodologie, să întreb dacă măcar în arhiva Comisiei, mi-a promis că verifică până astăzi, cândva au făcut adresa sau nu, pentru că e firesc, poate să fac adresă. Oricine poate ca un instrument, să știți. Eu nu neg ce am spus că e nevoie de multe instrumente și vă spun de ce. O consiliere vocațională nu se bazează pe un instrument, ci pe o baterie de instrumente. Este o analiză multifacetară și multinivelară. Eu nu pot să trag o concluzie privind un profil vocațional la unui copil, a unui tânăr sau a unui adult, bazându-mă pe un instrument local, nici măcar pe un instrument psihologic foarte bine elaborat. Și noi folosim, și am spus acolo în plen, dar nu s-a comunicat de presă, că folosim foarte multe instrumente, măsurând abilități cognitive, non-cognitive, afective, personalitate, interese, provocări, expectanțe, sunt foarte multe dimensiuni care după aceea psihologul specialist, accentuez specialistul, și asta este cel din căjeraie, cel din cadrul școlar în cazul copiilor, vine și coroborează aceste date. Înțeleg. Și elaborează un profil ocupațional. Revenind, eu am fost surprins acolo de prezența, v-ați întrebat lucrul ăsta și nu vreau să evit răspunsul, de prezența și companiei de prezentare a aparatul, focusul s-a centrat prioritar pe acest aparat, s-a și văzut. Iertați-mă, fac o glumă. Norocul meu că m-am testat și eu pe acolo. Eu am plecat în stat. Da, aș vrea să vă întreb, adică aparatul care oferă, înțeleg, rapoarte și identifică profilul vocațional, identifică și profil negativ, adică poate spune nu doar că o să fie profesor, ci că s-ar putea să fie scroc, hoț sau ce, adică identifică și vocații negative sau numai vocații pozitive? Să vă spun răspunsul scurt, habar n-am să răspund această întrebare. Ați înțeles cum poate să funcționeze un astfel de aparat pe care pui mâna și... Da, n-am înțeles și chiar dacă nu l-am studiat eu în particular sau colegii mei, pentru că n-am avut acces până acum, l-am văzut în viața mea atunci ascuns de către firmă în fața serii, n-am avut acces în acest sens. M-am interesat ieri totuși la colegi care sunt în domeniu, mai sunt colegii că acum 3 ani, firma a fost la alți colegi de-ai noștri din facultate pentru a prezenta aparatul, un coleg care s-a apropiat mai mult de cezarea instrumentului acest gen, a concluzionat atunci, așa cum mi-a spus și ieri, că poate extrage cel mult ceea ce spune un nivel de rauză, adică dacă vezi nivelul de distres, intensitatea distresului trăit de cineva la un moment dat. Asta poate să dacă ai informații. Și nu e rău dacă ai informația asta, de repet. Să elaborezi un profil de personalitate sau vocațional pe această informație este puțin hilare. Bun, acum, mulțumesc. În încheiere, domnule profesor, v-aș întreba care e concluzia dumneavoastră și care e părerea dumneavoastră după ce ați aflat mai multe lucruri despre această inițiativă a Inspectoratului Școlar Județean, la care cumva v-ați asociat și dumneavoastră cu sau fără toate informațiile. Așa este. Părerea mea este următoarea. Intenția și toată intenția statului este bună, lăudabilă, de a lăsa asemenea proiect. E o nevoie extraordinară de consiliere vocațională, doar că adaug aceste aprecieri necesitatea sau imperativul de a folosi doar instrumente și strategii standardizate, care se cunosc foarte bine, sunt cunoscute în țară, sunt agreate și avizate de Colegiul Psihologilor. În acest caz, Inspectoratul are tot suportul nostru. Da, în această dimensiune, da. Putem gândi un parteriat, exact cum se scrie, care nu este încă în vigoare. Dar cu aparatul ăsta, Facultatea de Psihologie de la UBB va continua proiectul cu aparatul? În primul rând că nu suntem în proiect parteneriat, spun încă o dată, și am fi în parteneriat doar dacă am merge pe instrumente standardizate, nu bazându-se pe acest aparat pe care, repet, nu-l cunosc. Iertați-vă. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea decanul Facultății de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai, profesorul Adrian Hopre și... mă rog, iată și o nouă evoluție în această poveste bizară. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a anunțat, după izbucnirea controversei, că proiectul cu ghicitul în palmă, cu ajutorul aparatului minune,
nu va fi totuși promovată în școli, citez, până la momentul clarificării tuturor aspectelor care țin de eficacitatea și relevanța rapoartelor generate. Dar putea să-l verifice. Ceva înainte, nu? Eu recomand să-l verifice aici la Mogoșoaia, în apropierea noastră, să-l verifice cu doamna Maria Câmpina. Este regina magiei albe. Înțeleg că are o vastă experiență încă de pe vremea doamnei Elena Ceaușescu, tovarășei. Se întâmplă niște lucruri, adică în urmă cu ceva timp, un inspectorat școlar județean, cred că Galați, se recomandă profesorilor să facă cursuri de numerologie. Acum Ministerul Muncii a făcut din numerologie o profesie, din nomenclatorul de profesii. La Cluj se promovează aparate de la Școala Zalmoxiană de gândire magică și pase. Suntem pe drumul cel bun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.